E un sentiment de nedescris să poți să ajuți pe cineva care are nevoie cu adevărat și cred că toți ar trebui să coborăm câteodată de acolo, de unde suntem, că avem mult, că avem puțin și să dăm cât putem la ceilalți. Pentru mine a fost o experiență total nouă, prima oară când am luat parte la astfel de activitate. O astfel de experiență te face să te gândești să fii mai recunoscător pentru ceea ce ai și chiar aș putea spune că te face să vrei mai mult ca să știi că poți să le oferi acelor oameni un tram mai bun atunci când s-ar avea ocazia. Unul dintre criteriile după care vom fi judecați atunci când vom ajunge în fața lui Dumnezeu este dacă am ajutat pe cei sărmani, ajutăm oameni care sunt în situații precare, având copii mulți sau boli foarte, foarte grave. Astăzi am încercat să aducem puțină bucurie în viața unor persoane în această perioadă grea pentru mai toată lumea din România. Ne face plăcere să vedem puțină fericire în ochii copiilor, în special atunci când venim cu dulciuri, cu bunătăți, cu tot ce poate le lipsește în acel moment.